Cei 7 parlamentari PSD, 2 senatori și 5 deputați au votat la unison, respectând disciplina de partid atent supravegheată de conducerea centrală a PSD, de așa manieră încât nimeni să nu miște în front și să nu se abată de la indicațiile conducerii partidului, care a avut sarcina de a se mobiliza pentru demiterea guvernului Grindeanu. Senatorul romașcan Dan Manoliu susține că moțiunea de cenzură PSD contra guvernului PSD n-a trecut chinuită, ci a demonstrat unitatea grupurilor parlamentare care au respectat disciplina de partid. Acesta a spus că trecerea moțiunii de cenzură era predictibilă. Nu a trecut chinuit, știam oricum că trece, așa cum am spus în alt post televiziune, eram sigur 100%, pentru că ne bazăm pe unitatea grupurilor de la Cameră și la Senat a PSD-ului. Ați văzut că a funcționat și alianța PSD-ALDE, deși mulți erau sceptici. Am trecut moțiunea de cenzură, mai departe vor urma consultări pentru a putea forma repede, a face nominalizări pentru miniștri, ca să putem forma guvernul și să pornim mai departe la treabă. În zilele următoare, la nivelul PSD și în Comitetul Politic Executiv, se vor face mai multe nominalizări pentru posturile din fiecare minister, consultări care vor avea loc și cu grupurile parlamentare pentru a exista o rezervă serioasă de nume la care partidul se poate apela pentru formarea noului guvern. Nu vor fi nume de curate din ceea ce ne-a spus președintele partidului în urma consultării Comitetul Executiv. Se vor nominaliza care minister mai multe persoane, urmând ca prin consultarea și a parlamentarilor să stabilească cei care vor fi nominalizați pe fiecare minister. Nu să pot da nume acum în acest moment. Deocamdată am trecut primul pas, urmează pașii următori. Cei 7 parlamentari PSD din Neamț au respectat decizia conducerii PSD de a vota moțiunea de cenzură, care a condus în final la căderea guvernului Grindeanu. Toți au votat așa cum s-a stabilit în Comitetul Executiv al Partidului pentru moțiune. Este totuși un moment greu pentru PSD și o situație absolut nemai întâlnită să dărâm propriul guvern. Ce v-a determinat să faceți acest lucru? Argumentele care au fost aduse și faptele care ne-au fost prezentate la întâlnirile cu liderii partidului, atât la grupul parlamentar cât și la grupul reunit. Senatorul PSD Dan Manoliu nu a făcut niciun fel de comentarii referitoare la afirmațiile premierului Sorin Grindeanu legate de faptul că președintele PSD Liviu Dragnea nu l-a lăsat să se implice în campaniile electorale pentru alegerile parțiale locale din 11 iunie. Acesta nu știe de ce vizita anunțată la Roma a primului ministru Sorin Grindeanu nu a mai avut loc, dar crede că nu a existat o interdicție la nivel central, de vreme ce la Roman au ajuns ministrul Sănătății Florian Bodog și cel al dialogului social Gabriel Petrea. Senatorul romașcan Dan Manoliu nu crede că PSD-ul va pierde guvernul și este convins că viitorul premier va fi dat tot de alianța PSD-ALDE. Reamintim faptul că guvernul Grindeanu a căzut printr-un gest politic de neînțeles, acela ca propriul partid să inițieze o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, moțiune care a trecut cu mari emoții din partea inițiatorilor, respectiv cu 241 de voturi pentru și 10 împotrivă. Pentru trecerea moțiunii era nevoie de minim 233 de voturi.